În România, de obicei, crizele ne prind neacoperiți din punct de vedere al prevenirii acestora. Este și cazul agitației colective apărute în societate anul acesta din cauza îmbolnăvirii cu viroze respiratorii, pneumonii și gripă. Gripă care, din păcate, a dus la un număr mare de pacienți bolnavi și chiar la cazuri de deces. Medicii apreciază însă faptul că în spatele acestor crize se ascund, ca de obicei, și interese oculte ale unei adevărate industrii, aceea a suplimentelor alimentare și a tratamentelor naturiste. Medicul Răzvan Hotăranu, doctor în medicină, șeful compartimentului ORL din Spitalul Municipal de Urgență Roman, a explicat redactorilor CNS de ce s-a ajuns și în România, ca și în alte țări, la această criză. Infecțiile respiratorii au crescut în... Da, ca și număr. Au crescut. Gravitate? Ca și agresivitate se observă în fiecare an o rezistență din ce în ce mai crescută a agenților patogeni la tratament. Deoarece populația are acces foarte ușor la tratament. Marea majoritate a pacienților sunt automedicați, adică își cumpără singur medicamente care rezolvă mai mult sau mai puțin problemele, astfel încât multe patologii sunt complicate. De asemenea, în ultima perioadă, în ultimii ani, există un curent al tratamentului naturist, care de asemenea aduce foarte, foarte multe prejudicii, am putea spune, bolilor. Tratamentele naturiste aduc de foarte, foarte multe ori cazuri grave în spital, chiar în după-amiaza asta. Aceasta am primit o pacientă cu tratament naturist care era suficient de grav și care primise, din punctul meu de vedere, adică evaluarea a fost făcută greșit. Tratamentele naturiste sunt pentru oamenii sănătoși, sunt suplimente alimentare pentru întărirea imunității. Într-o formă de patologie, mai ales într-o formă de patologie agresivă, nu poți trata un agent patogen care de cele mai multe ori a suferit mutații pentru că s-a plimbat prin mai multe gazde și a devenit mai rezistent și tu speri să-l omori cu sirop de cătină, să zicem, sirop de cătină sau de ridiche neagră. Din păcate, sunt mulți colegi care s-au îndreptat către această ramură, să spunem, adică nu există, impropriu spus ramură, pentru că nu este ramura medicinii, nu este trecută în nomenclator, nu este recunoscută, nu există nicăieri. Medicina alternativă se numește și poate fi practicată de oricine. În spatele campaniilor antivaccinare există interesele colosale ale industriei naturiste, cea care distribuie în lume un volum uriaș de suplimente alimentare care ajută bolnavilor, așa cum se spune plastic, precum frecția la un picior de lemn. Ar trebui să fim realiști și să vedem în spatele acestor informații un marketing care aduce venituri substanțiale unor alți oameni, să spunem. Dar de ce? Care ar fi interesul aici? Că nu-l depistez. Interesul? Păi, de asemenea, această neîncredere în vaccinări. În primul rând, dacă nu îți vaccinezi sau nu te vaccinezi tu împotriva gripei, să luăm exemplu, ești mult mai vulnerabil. Dacă ești vulnerabil, înseamnă că devii un consumator.
Dacă devii un consumator, devii o sursă de venit pentru altcineva. Și întotdeauna cineva are de câștigat din chestia asta. O campanie de vaccinare bine coordonată de la nivelul Ministerului Sănătății ar fi putut preveni ceea ce se întâmplă acum, când ne confruntăm cu un val fără precedent de viroze respiratorii, pneumonii și gripă. Explozia afecțiunilor respiratorii, a virozelor, a apărut după anul nou. Vaccinarea prematură ar fi într-adevăr, sau vaccinarea timpurie, mai exact, ar fi redus numărul acestor infecții. Din păcate, noi am sperat că timpul se va încălzi, că iarna va trece foarte repede, dacă a venit de vreme va dispărea. Populația nu a apelat la vaccin, iar când epidemia de gripă și infecții respiratorii au început să-și facă de cap, pacienții au dat năvală să ia de prin farmacii vaccin, în speranța că vor putea stopa aceste infecții respiratorii. Din păcate, nu este suficient să administrăm aceste doze de vaccin, ci trebuie să avem și o conduită preventivă și curativă corespunzătoare, în special în colectivități. O vedeți că atât în școli cât și în grădinițe sunt aduși la școală o grămadă de copii care sunt bolnavi. O să vedeți inclusiv în spitale angajați purtând branule la mâini, făcând tratament pe branulă, pentru că sunt bolnavi, dar ei sunt prezenți la spital pentru că nu pot fi înlocuiți. Personalul este insuficient. Și omul a ajuns să fie obligat să muncească, chiar dacă este bolnav. Obligat, să spunem, este un cuvânt prea dur. Dar prezența lui este aproape indispensabilă și nu are cine să-i țină locul. Pe de altă parte, nici Ministerul Sănătății nu a făcut prea multe în sensul promovării legii vaccinării, care zace într-un sertar al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, deși în luna august, când a fost prezentă la Roman, Ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, se lăuda că se va lupta să promoveze această lege. Mai multe amănunte puteți vedea la CNS în cadrul emisiunii SOS de miercuri 30 ianuarie de la orele 18:30.